ne ridicăm pentru intonarea imnului. Sala sunt 19 consilieri, în online este unul singur, doamna Agapie. Ne auziți? Bună dimineața! Mulțumesc! 5 consilieri absenți. Pe ordinea de zi avem un singur punct, așa că supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc! Cineva împotrivă? Se abține cineva? În sala unanimitate, doamna Agapie. Mulțumesc frumos! Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 157 din 2021 privind aprobarea documentației de atribuire necesară delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice și de zăpezire în municipiul Ploiești. Domnul primar, mulțumesc! Română, bună dimineața! În primul rând... Mulțumesc că ați venit așa rapid, dar trebuie să ne mai mișcăm și raportat la interesele noastre și la ceea ce trebuie să facem pentru administrație. Este evident că în momentul ăsta este prioritar ca acest caiet de sarcini să fie ridicat, verificat și ridicat de ANAP în termen foarte scurt, de așa manieră încât să reușim să avem un contract pe CCP și să nu mai întâmpinăm problemele pe care le întâmpinăm acum, care, apropo, sunt monitorizate. Cam din 3 în 3 zile trimitem adrese și la Garda de Mediu și la APM, arătând disfuncționalitățile. Evident că, dacă n-ați fost informați, vă informez eu, notificarea de reziliere care intră în vigoare pe 18 iunie a fost trimisă. Sunt lucruri pe care operatorul ar trebui măcar să și le mențină la nivelul modului în care se execută serviciu pe care l-a câștigat printr-o procedură de achiziții undeva în 2016-17. Real monitorizăm, real avem reacții. Am avut și discuții în acest sens cu executivul primăriei, mă refer la doamna viceprimar și la domnul viceprimar. Se pare că la un moment dat va fi vorba de o discuție pe care operatorul o dorește direct cu dumneavoastră consilierii locali într-o ședință informală. Da, revenind la subiectul de astăzi, am ridicat caietul de sarcini sau am mers pe procedura specială cu caietul de sarcini către ANAP. Au fost anumite modificări pe care ANAP-ul le-a dispus. Iar modificările de astăzi pe care o să vi le explice atât doamna viceprimar cât și Carmen de la achiziții, zona de achiziții, sunt obligatorii și sunt obligatorii. Sunt sugestii pe care eventual dumneavoastră vreau să le apreciați și să votați în consecință, dar care sunt sugestii venite de la instituția pe care v-am invocat-o anterior, adică de la ANAP. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Doamna viceprimar? Așa cum știți, în ședința din 21 mai 2021 am aprobat documentația necesară delegării gestiune prin achiziție directă a serviciului de salubrizare și curățenie în căi publice. Documentația a fost trimisă spre publicare în SEAF și a fost luată spre analiză și verificare de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, care ne-a transmis avizul condiționat
cu anumite măsuri de remediere a respectivei documentații, atât a proiectului de sarcini, cât și a fișei de date. Ceea ce noi vom face astăzi este să punem în concordanță cu recomandările ANAP documentația noastră în vederea licitației. În documentele pe care le-ați primit există atât adresa, există atât avizul care ne transmite măsurile de remediere. Aceste măsuri de remediere, așa cum am spus noi înainte, au fost transpuse în caietul de sarcini și fișa de date. Dacă răște doamna Carmen să ne spună câteva cuvinte despre Bună ziua! Principalele modificări care au fost efectuate constau în, la nivelul fișei de date a achiziției, în modificarea unui factor de evaluare. Inițial noi am avut punctat 20 de puncte de chimie a utilajelor. ANAP a considerat că nu este relevant un astfel de factor de evaluare pentru că utilaje care au 1, 2 sau 4 ani vechime pot fi prestate servicii calitative comparative și ne-au recomandat să folosim ca factor de evaluare norma de poluare pe care noi am prezentat-o detaliat ca și modalitate de acordare a punctajului. Totodată ne-au recomandat să nu acordăm mai mult de 10 puncte, presupunând factorul de evaluare preponderent de 90 de puncte. De asemenea, o altă remediere importantă este eliminarea cerinței minime de cash flow. Au apreciat că în măsura în care totuși avem prevăzut în contractele subsecvente un termen de plată ferm de 30 de zile de la data recepționării serviciilor, nu am de ce să oblig operatorul să dețină lichidități. Noi am plecat în, impunerea acestei cerințe de la situația actuală a operatorului economic, care motivează că, mă rog, activitatea este blocată, având în vedere că nu poate să-și plătească salariații. Dar am ținut cont de punctul de vedere al ANAP-ului și am eliminat această cerință minimă. De asemenea, la nivelul caietului de sarcini au fost solicitate eliminarea unor standarde aplicabile în sistemul ocupațional de sănătate și securitate în muncă, iar restul sunt mai mult modificări formale. De exemplu, am avut solicitate certificatele 9001 și 14001, atât în fișa de date achiziției, cât și în caietul de sarcini. Ne-a fost solicitat să renunțăm la una dintre ori, să le menținem doar într-una dintre documente, într-unul dintre documente. De asemenea, am avut o condiție suspensivă prevăzută în fișa de date achiziției, anume că acordul cadru care va fi încheiat urmare procedurii pe care vrem să o derulăm, va intra în vigoare la data încetării actualului acord cadru. Ni s-a cerut să o determinăm în timp, un lucru care este destul de greu de făcut, având în vedere faptul că e posibil să intrăm într-o situație litigioasă cu actualul operator, dat fiind reziliere. Însă am prevăzut un termen maximal, și anume nu mai târziu de 20.02.2021, cazul în care, adică atunci când de 2022, adică atunci când ar fi încetat de drept actualul acord cadru și astfel am acoperit toată, se poate și mai devreme, dar nu mai târziu de atunci. Și în rest vă stau la dispoziție că sunt puse modificările, v-am spus, sunt mai mult formale, acestea sunt. Și mi s-au părut mie modificările de fond pe care mi le-a cerut ANAP-ul, substanțial. Mulțumesc frumos! Discuții? Nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate în sală. Doamna Agapie? Mulțumesc frumos! În unanimitate, proiectul a trecut. Mulțumesc, declar ședința închisă.